Tati, dacă Melissa află că plecăm fără ea, nu ne iartă. Ce ne așteaptă? Și e periculos pentru voi. Ai, băieți, succes! Ce faci, Micaela? Zâmbiești! Nu o să vă vină să credeți ce am găsit în apă. S-a lipit de piciorul meu și nu o puteam dezlipi de mine. Melissa, tu ești o caracatiță foarte înfricoșătoare, cu ochii roșii. Caracatița noastră a vrut să evadeze, dar Melissa a venit cu o idee foarte nebună. Bravo, Mihaila! Mami, eu nu-ți plânge. Vrea și el. Dar pentru el probabil că avem o surpriză. Minuță, hai să-ți dau ție o surpriză, țară. Să încercăm să o instalăm. Mergem? Hai, Ionuț. Ionuț, hai cu mine. Ionuț, nu-mi faci. Sără ceva, Ionuț. Avem ceva. Și propunem lui Matei, lui Ionuț. Ionuț nu vrea, Matei vrea. Haideți, băieți, să vă arăt ce avem. Hai! Hai, Mișca, please! Ce mai ne așteaptă? Ce ne așteaptă? Mă gândesc să-l iau pe Matei cu această bicicletă. Doar că nu simplu. Nu simplu! Yeah! Iar eu voi pleca din spatele lui tatei cu bicicleta albastră. Vrei, Ionuț? Nu, asta-i Matei. Că eu nu-și așa fie frică, da? Da, Ionuț nu vrea. Ionuț l-am întrebat, așa că nu vrea. Vrei și tu deja? Matei, primul. Eu vreau. Până acum, Ionuț, tu spune că nu vrei. Așa, eu zic să facem câte o tură. Prima, mami! Așa. Hai, Ionuțu. Picioarele le pui acolo. Așa. Centurile. Așa. Să nu le scoată, să nu bagi picioarele la roată. Așa. Wow. Uite, așa pus singur centură. Ești foarte rapid. Și Mihaela vrea. Ia să vedem. Facem o tură. Doar că fii tati atent că este lume multă. Păi, lumea să ia, fii atent. Hai, băieți, succes! Eu și eu. Și tu? Te-a fost ușor cu Ionuț? Doar că sunt foarte multe mașini. Și e periculos pentru voi. Voi dacă veți în curs. Eu hai tu scoate, hai, și Mihaela vrea. Tu, și tu, da. Mihaela? Dar te rog frumos să te ții bine. S-a lăsat, tati. S-a fixat mai bine. Tu ce, ești mai grea decât Ionuț? Stai să punem centura. Pa, pa! Mergem? Acuș mergi și tu. Merge! Am plecat. La. Ce faci, Micaela? Să zâmbiești! Bine, atenție că vine... Pa, pa! Transportul. Să găsim un drum pentru Mircea și Melissa. Să se plimbe și ei un pic cu bici, da? Dar să fie mai safe. Cu mai puține mașini. Bine, ei! Am zis că frumoare de la poartă, tati. Da. Nu știam. Mihaela, hai și Matei să se plimbe și el, Mihaela. Hai scoate. Matei, ești pregătit? Da. Fără pietricele la... Mulțu. Fără pietricele. Pietricele. Ce plin de Paște. Hai, succes! Ce mă tine, fricos! Uite, ce mai mare, ce mai fricos! Și-am plecat! Am plecat eu! La unde? La Chișinău. La Chișinău? Îți place? Și mie îmi place!
ajuns! Cum a fost? Bine! Te-a plăcut? Bine! Tot îți este frică? Nu! E bine? Da! Mă vrea! I-am promis mami lui Matei că îl dau. Mai faci un cerc? Îl dau două cerc. Iarăși tu, Matei, nu? Ți-am promis de două ori. Când vine tati, vreau și noi cu bicicleta. Uite, tu vrei? Da. Matei nu e cel mai fricos. Matei e cel mai atent. Da. Cel mai atent. Ești în drum, așa-i? Și tati, gata. Kilometrajul pe astăzi? Am fost, mami. Am căutat în drum. Pe care să mergem noi cu Melissa și cu Mircea. Este? Drumul lor va fi în curte. Tati, dacă Melissa află că plecăm fără ea, nu ne iartă. Lasă, mami, că nu e o mobilă foarte importantă acum. Da, mergem să alegem niște mobilă pentru casă. Provizorie. Tati, azi cam e vânt, nu ți se pare? Dar e și foarte cald, mami. De fapt, uite, stegulețul e verde pe plajă. Deci e ok, descăldat. Nu, mami, pentru prima oară văd și eu un steag verde la o plajă. Mircea! Hai la mare! Valurile sunt foarte mari! Vin chiar acum! Tati, dar eu am găsit pe internet, dar și am văzut când mergeam pe drum, este un market și se numește China Market. Vreau acolo să ajungem! Mircea, ce gonflabile să luăm? Îmi iau vestea și am plecat. Tati, și copiii beneficiază din plin? De ultimele zile de vacanță. Și intrem. Vreți să mergeți, mami, cu... La magazin? Cu mașina? Cu decapotabilă? Nimeni! Nimeni! Niciunul! Du-te! Du-te! Și Mihaela! Apu, apu! La mare! Tati, dacă le-am permite, cred că ar sta acolo 24 de ore. Și în mare și în piscină. 24 de zile. Îmi spune inima că găsim acolo cu siguranță ceva bunișor. N-am răbdare. E important să fie deschis. Lumea muncește de zon. Apropo, da. Și noi avem câteva retușări să facem la casă. Da, mami, da. Eu zic că e ca și muța cu coada. Ei, tati, e așa o... O perie? Un burete? Bine ați văzut, dar noi până aici am notat foarte mult. Am văzut un... Nu am putut filma pentru că eram atât de speriat. Noi doar ne-am uitat sub apă și am văzut un pește imens. Habar nu știu ce e, dar semăna foarte mult cu rechin. Eu cred că totuși era un rechin sau metal mai ușor care zbura pe lângă noi. Biserică frumoasă și mare, zici că e un sobor. Tati, cred că va trebui să căutăm pe internet și din acest mijloc de transport. Să avem, pentru orice eventualitate. De mult noi ne-am dorit, mami, să avem o bărcuță. Mircea! Eu nu glumesc, dar Mircea, da, pare că glumește. Nu prea cred că el vrea să plece acolo, că lui este frigă de rechin. Mircea! Ce? Te-a plăcut schema? Am crezut că ai fost lângă urechin. Gata, eu plec la mal. Nu mai risc. Hei, deschis! Tati, mie îmi place. Am văzut doar șez la unguri. N-am văzut încă scaune. Stai, tati, că abia am intrat. Mă, mami, să cumpărăm și omirașe, să cumpărăm. Dar să vedem gire care se răsucește gâtul. Omirașe ca omirașe, dar din asta cu siguranță, tati, avem nevoie. Poate și e foarte ieftină. 20 de euro. Avem în afară o masă și cu siguranță trebuie să căutăm și o față de masă. Pentru că nu știm care să o alegem. Știu ce vreau. Hai, tate, alege una, că Mircea va fi încântat. Iată, eu căutam în camera fetelor, îmi trebuie cobor. Pe acolo umblă Mihaela, dar nu unul mare. Așa, ceva mai micuț când coboară din pat, tate. Ce traperii sunt! O, mami, asta în primul rând. Mihaela va fi în capăt. Nu, eu zic că e prea roz. Hai să luăm albe și... Nu! No. Băieți, deja. Și prețul e ok. Ce-am văzut eu aici pentru Mihaela? Doar că sunt prea mici. Prea mici, mami. Uite, uite așa cu avocado. Asta e prea mare, deja pentru Melissa. Nu o să vă vină să credeți ce am găsit în apă. S-a lipit de piciorul meu și nu o puteam dezlipi de mine. Dar într-un final,
Am putut să-l bat în această gălată. O caracatiță adevărată! Voi la mare ați întâlnit așa ceva? Da, mobilă, nu? Dar în schimb ceva pentru Melissa. Da, tati, se vede că e weekend, plaja se pare că e plină astăzi. Îmi place bărgatul ăsta. Și ce am observat, în timpul săptămânii e liniște aici. Dar și astăzi, drogie nu se aude. Mulți toți. Oare ce fac anul noștri? Să iau din portbagaj produsele. Și surpriza Melisei. Și la frigider, mami. Ba. Eu vreau ciorbiță cu carne de casă. Unde ați fost? La mare și am prins 5 pești. Și i-am făcut roșii piscină în nisip, le-am pus apă, am pus pești, dar a venit un val extrem de mare. Mai bine nu îmi spuneai. Dacă era în oală peștele, era bine, dar așa ce să mergi? Dar era foarte micuț, nu știu de drăguț era. Melissa, uite ce aici pentru tine. Ce aici? Tricolorul. Mulțumesc! Ce-i asta? Ce-ți place ție să mănânci? Costum de baie! Ce-i place când să mănânce? Dar în apă, când stăteam pe fund, acolo la mal, m-au pișcat câțiva pești imenși. Și am un semn aici. Zici că nici nu este lume pe plajă. Doar noi ne auzim când am fost. Indubitabil. Eram sigur că așa va fi. Oamenii de pe plajă erau atât de curioși. Eu aduceam gonflabilă cu gonflabilă acolo pe plajă și zicea: cum? Și se uita la mine, de unde vin? Și au văzut că intram pe poartă, ieșeam, intram, ieșeam. Am ajuns după mâncărică la magazinul nostru. Da, tati, se vede că e weekend. Plin. Dar și plăcut, mai vezi lumea, știi? Mai auzi. Mai compact, mai înveți ceva. Cât de bine arată toate produsele. Asta e cel mai delicios, cel mai... Cu murcă, mame. S-a rezolvat și problema furtoanelor pentru salata grecească. Da, mai este loc în portbagaj. Ce-mi place mami aici, cred că este un vânt așa plăcut, plăcut toată ziua. Poșta. E o poștă intermediară. La drum. Ca și tomberoanele. Mie s-a prins o caracatiță foarte înfricoșătoare, cu ochii roșii. Al cincilea pește pentru caracatiță. Și mănâncă? Da, îl mănâncă. Vreți să vedeți cum? Hai, veni prin coace. Unde plecați? Aici. Peștele. Peștele. Uite-l. Uite-l. Gata. Caracatița probabil nu mai este plămâdă. Dar până acum am mâncat 4 peștișori de aceștia aici. Acum cred că doarme. Trezirea. E ora mesei. Mă duc să văd și eu, mami, dacă într-adevăr sunt acolo caracatițe. Eu probabil, mami, mă gândesc că Melissa a luat așa cum poate cineva la magazin și zice că a prins-o în mare ea. Să te crede pe tine, Melissa. Îmi iau și camera și filmez. Să am dovadă. Opa, mănâncă peștele. Uite, mănâncă. Un castel! Familia mea e nimic! Nu mai nimic! Tati cu Melissa au plecat la pescuit de caracatițe! E surpriză pentru toți! Și aici am început să fac casa noastră! De fapt, poarta și piscina! Mami, atât de mulți pești acolo? Nu-ți imaginezi, dar apa este foarte tobre. Lăsăm pentru o altă zi? Pentru mâine. Hai să vedem și noi. Doar că... Mami, se lasă soarele. Și nu mai văd nimic, da? Mami, fii atentă! Mm.
Poate se prinde și de ea vreo caracatiță. Mai mare? Și vine aici cu caracatița pe ea. Nu știu dacă a filmat asta, dar se pare că am văzut o murienă. Ce era ca un șarpe. Tu ai văzut poate așa ceva? Cred că este aceea care am găsit-o eu. Te-ai pus mâna pe ea? Unde fugi? Haide-mi la Ionuț cu Matei. Ia să vedem unde s-au ascuns băieții. Matei! Ionuț! Am făcut o casă! Salut! Sper să nu fie aici peștișor. Caracatița noastră a vrut să evadeze. Trebuie să o verificăm chiar acum. Voi mi-ați luat pierna de la spate? Da! Ce face caracatița noastră înfricoșătoare? Nu pare bucuroasă pentru că are un spațiu mic. Dar Melissa a venit cu o idee foarte nebună. Chiar crezi că e o idee bună? Cu caracatița să o mâncăm. Nu o să văd asta. Să punem la mare? Da, să crescă mare. Hai să mai gândim. Cam cât doi oameni și după aceea să ne vadă și o să ne cuprindă, fără să se lipească de noi. Ba da, de capul tău. Hai că așteptăm până mâine să vedem dacă crește și apoi facem la mare. Da. Să mâncăm. Cât ar fi școala de tare? Dacă s-ar muta la mare, de la ore nu aș mai chiuli, mereu pe val din nou aș fi. Vai, dar Mihaela are talent, ea cântă. Perfect, bravo Miha, bravo. Dacă credeți și voi la fel, să scrieți în comentarii. Stați că aici doritori avem de a continua concertul. Mereu pentru voi, un clic distanță și sunteți cu noi în fiecare zi. Eu vorbesc. Hai. Mereu pentru voi, un clic distanță și sunteți cu noi în fiecare zi. Bravo! Dimineața la micul dejun cu familia mea. Acum să continuăm? Sau nu? Dar știți asta? Azi e ziua ta. Ți-am adus în dar multe zâmbete, la mulți ani cu râsete. Azi de ziua ta, Melimiți va cânta. La mulți ani, vece la mulți ani.